Acest război din Israel este doar începutul. Eu văd ca Palestina să fie cea câștigătoare, Palestina care va fi susținută de Rusia. Rusia care până acum a stat destul de cu minte în ceea ce privește războiul cu Ucraina și s-au vehiculat extrem de multe lucruri, cum că Rusia nu are putere, cum că Rusia pierde teren. Dragilor, vă spun că nu este chiar așa. Rusia va deveni alături de China și India la un moment dat cele mai mari putere ale lumii. Tot ceea ce vedeți voi în momentul de față ca și putere se va schimba destul de mult. Anii următori se vor schimba extrem de mult poliputerii, se vor schimba chiar și alianțele geopolitice și asta va genera niște schimbări la nivel global fantastice.